Bun găsit! Din nou împreună la întrebări complicate, răspunsuri adecvate. Fundamentul credinței creștine stă așezat pe paginile Sfintelor Scripturi. Cu toate acestea, când este vorba despre o analiză atentă a canonului Vechiului Testament în Sfânta Scriptură, observăm diferențe. Pentru a găsi răspuns la întrebarea de ce există diferențe între Biblie de a canonului ortodox și desoginte a canonului catolic, respectiv protestant, stăm de vorbă cu dr. David Goran, pastor al Bisericii Sfânta Treime din Alba Iulia. De ce găsim diferențe între o Biblie, hai să spunem, parafată cumva și consolidată de Biserica Ortodoxă, una care are în spate Biserica Romano-Catolică și alta care are în spate Biserica Protestantă? Diferențele apar în special, așa cum mai preciza foarte bine, la Vechiul Testament. În privința Noului Testament, aproape toate confesiunile cad de comun acord asupra celor 27 de cărți. În privința Vechiului Testament apar diferențe și aici diferența mare între protestantism și confesiunile istorice, romano-catolică-ortodoxă, e respingerea din partea protestantismului a cărților numite apocrife sau deuterocanonice. Acum și în privința Bisericii Răsăritene și Bisericii Apusene, respectiv Ortodoxă și Romano-Catolică, există anumite diferențe. Biserica Romano-Catolică nu are în canonul ei 3 și 4 Macabei, spre exemplu, rugăciunea lui Manase, Psalmul 151 și întâi Ezra. Cărți care se regăsesc în canonul Bisericii Ortodoxe. Acum cred că demn de remarcat este și faptul că în Biserica Ortodoxă nu există o listă oficială a cărților canonice și dintr-un anumit punct de vedere în sensul acesta canonul rămâne deschis. Astfel se explică faptul că Biserica Ortodoxă Greacă, spre exemplu, tinde să acorde o autoritate mai mare cărților de deotorocanonice, în timp ce Biserica Ortodoxă Rusă nu le acordă aceeași autoritate. Diferența vine dintre protestantism și romano-catolicism sau ortodoxism de la Septuaginta traducerea uh, grecească a Vechiului Testament ebraic, undeva aproximativ anul 250 înainte de Hristos, sub uh, Ptolemeu al II-lea, uh, regele Egiptului, în Alexandria. Uh, dar și aici trebuie precizat că traducerea respectivă a vizat inițial doar primele cinci cărți ale lui Moise, Pentateucul. Uh, practic, ulterior, Uh, creștinii au uh, extins uh, proiectul și s-au tradus și restul cărților uh, Vechiului Testament. În această perioadă se traduc și aceste cărți uh, deutorocanonice sau numite de protestanți, în special apocrife, care se regăsesc în canonul uh, Vechiului Testament sau canonul uh, scriptural uh, ortodox și cel uh, romano-catolic. Înțelegem că există diferențe în ce privește conținutul cărților în canonul catolic, protestant și ortodox. Pentru a găsi răspund la următoarea întrebare necesară, de ce în canonul protestant nu s-au inclus o serie întreagă de cărți apocrife sau deuterocanonice, vă așteptăm să urmăriți episodul următor.